Conflictul este o parte inevitabilă a familiilor noastre. Încă n-am întâlnit o familie să nu aibă conflicte. Marea problemă pe care am observat-o la mine și apoi am văzut-o și la alții, este că nu am avut o educație a conflictului. Când eram în păstor în Canada, îmi plăcea să mă cred mai ungur decât aici acasă, aici trebuie să fiu un pic precaut. Uh, și acolo ziceam uneori, bă, voi românii, <gântu -i> uh, adevărul că noi românii n-am avut educația conflictului. Pentru noi conflict a însemnat neapărat circ și scandal. Am să vă spun ceva însă. Nu există creștere și maturizare fără conflict. Și conflictul nu trebuie tratat doar dintr-o perspectivă peorativă. Nu înseamnă neapărat un lucru negativ. Pentru că conflict nu este altceva decât negocierea schimbării. Ați văzut creștere fără schimbare? Ați văzut maturizare fără schimbare? Păi orice schimbare este și de dorit și urât în același timp și vrem să ne schimbăm, nici nu vrem să ne schimbăm. Dar nu este creștere fără schimbare, nu este maturizare fără schimbare, inclusiv în relația de familie. Problema nu este că apare conflictul, ci problema este ce facem cu conflictul atunci când apare. Nici nu am definit bine conceptul de conflict, de fapt, noi românii. Avem o problemă la nivelul acesta. Și trebuie să vedem următorul lucru și plec de la o întrebare ipotetică. Am văzut două familii, aproximativ în situații egale. Aproape identice. S-au confruntat cu două probleme foarte asemănătoare. Deci, situații identice, probleme identice. O familie a ieșit întărită, o familie a divorțat. Care e diferența? Care e diferența? Dragi mei, știți ce am observat? Și este un cuvânt pe care tot mai rar îl folosim noi în biserică. Mă apucă nostalgia, nostalgia de la o anumită vârstă. Știți care a fost diferența între cele două familii? Pocăința. Pocăința. Aici se face diferența. Maturitatea spirituală vine prin pocăință. Și tot facem noi acum consiliere psiho, nu știu de care, și psiho, în dragii mei. Am fost pus în situația să lucrez cu multe familii aflate în criză. La început m-am zbătut, îmi asumam eșecurile. Când divorța câte o familie, aproape că aveam eu durerea lor. Nu dormeam nopțile și... Am învățat un lucru apoi. Am zis așa, Băi, oameni buni, plecăm procesul ăsta recuperării și se poate. Dar vă cer un lucru. Sunteți dispus să vă pocăiți sau nu? Ca să știu dacă are rost să continuăm sau nu. Nai cum să aduci unitate, reparare dacă vrei, progres într-o familie, fără pocăință. Deci pleacă tot. Pentru că pocăința este cheia înțelepciunii lui Dumnezeu. Și este acolo un punct care face diferența între familiile care eșuiază și familiile care cresc în conflict. care e punctul? Păi, dragii mei, uitați-vă la soțul, la soția noastră, voi încă nu. <hătă -vă> suntem unici, suntem diferiți, nu-i așa? Soția gândește diferit, simte diferit, așteaptă diferit, visează diferit. Bărbatul, suntem altfel, nu am timp acum să intru în multe detalii, cât de diferiți suntem, e interesant de observat. Dar dacă suntem diferiți, înseamnă că avem opinii diferite, așteptări diferite. E și frum... Imaginați-vă o familie în care am amândoi la fel. Cât de plictisitoare poate să fie familia? Te duci acasă, dai tot de tine. Nu e sătul după o zi cu tine. Asta e frumusețea în familie. Suntem diferiți. Dar, atenție acum, pentru că suntem diferiți, avem opinii diferite. Și dintr-un punct de vedere, familia este o artă continuă a negocierii între opiniile diferite dintre soți și soție. Când v-ați dus să vă cumpărați mașină, nu? Păi lui o trebuie de 200 de cai putere și ei o trebuie roșie. Ce vedem fiecare? Ce așteptăm fiecare, nu? Cum negociem opiniile care... Am avut dată o conferință de familie foarte interesantă, am intitulat-o Când amândoi avem dreptate. Eu, acolo e greu. Când amândoi avem dreptate. Bine, că acum noi bărbații știm cum să termină, da? Că doar avem ani de experiență, nu? Bun, revenim avem opinii diferite, vedem lucrurile diferite, simțim, avem vise, avem nevoi diferite. Adevărul este că punctul ăla al pocăinței, atenție acum, este momentul în care știm cum să negociem diferențele de opinie. Diferență de opinie înseamnă deja conflict. Și asta n-am învățat noi în românii. Noi am crezut că conflict e scandal. Nici vorbă. Diferență de opinie nu înseamnă neapărat conflict destructiv. Și conflict nu înseamnă neapărat scandal, dragii mei. Dar nu uitați că la baza conflictelor destructive a scandalului întotdeauna este o cauză spirituală. O familie care nu este unită, întotdeauna are la bază undeva, undeva, nu funcționează ceva spiritual. De acolo trebuie plecat. De prea multe ori noi vrem să rezolvăm efectele, hai să ne educăm puțin. E ca și pocăința aia spoită, hai să îmbunătățim ceva. Uite, dacă îți pui un picus ceva, îmbracă te mai nu știu cum, gata, ești pocăit. Bă, scos din cutie. Să credem noi. Dacă nu se schimbă aici, degeaba schimbăm pentru o săptămână ce se vede. Trebuie schimbat tot. Și schimbările vizibile vor veni vor curge după, pentru că ce suntem vom face. Dar, aici este declinul spiritual, mă opresc în psalmul 1 cu 1, nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Este, vedeți, căderea spirituală niciodată nu dintr-o dată. Este un proces. Auzim câteodată discutând. Bă, ai auzit ce s-a întâmplat ce cu fratele ăla? Așa, dintr-o dată, mă. Niciodată nu-i dintr-o dată. Niciodată nu-i dintr-o dată. Există o progresie a căderii și atenție mare. Nicăieri nu se poate vedea declinul spiritual mai bine ca în familie. Și Dumnezeu ne-a pus unul lângă celălalt. Pentru că soțul și soția suntem cele mai bune unelte pe care Dumnezeu vrea să le folosească. Pentru că celălalt să devină ce Dumnezeu intenționează ca noi să devenim. Nici o unealtă din lumea asta nu e mai bună decât soția și decât soțul, în mâna lui Dumnezeu. Câteodată suntem mai ușori, altădată poate mai aspri, dar Dumnezeu știe cum să ne folosească ca să devenim mai asemănători cu El. Cred asta din suflet. De aceea eu știu că soția și soțul tău sunt cei mai buni de pe lumea asta. Pentru că sunt uneltele lui Dumnezeu care călătoresc alături de tine. Deci, dacă am văzut așa că la baza tuturor conflictelor este o problemă spirituală, există apoi câteva cauze generale. O primă cauză generală a conflictelor este neîmplinirea așteptărilor. A doua cauză generală este orgoliu. Și știm bine că e orgoliu, că dacă am scoate orgoliu din ecuație, n-ar mai fi conflict. Spunem, poate să fie ceartă fără orgolios? A treia, încăpățânarea. Cum ziceam, nu să te ferească Domnul de un încăpățânat. Nu o la cap niciodată. E la care, știți cum să termine cearta cu un încăpățânat? Un de ușă și zice, vorbim peste trei zile. Perfecționismul. Sper că nu-i nimeni perfecționist de aici, că uh, n-am cuvinte foarte uh, ușoare uh, despre noi, perfecționiștii. Uh, pentru aceștia niciodată nu, nici, e suficient de bine. Copilul niciodată nu e suficient de bun la școală, soțul niciodată nu e suficient de bun, soția niciodată nu e suficient de bună, apoi reguli în casă. Adică, să-mi să iertați așa deschide. V-am spus că e un alt fel de mesaj de în seara asta, nu vă supărați pe mine. Să te duci în casă, să nu poți să spui tu picioarele pe măsuță când bei cafeaua. De ce casă e aia, mă? Te duci acasă, când intri în casă, zici deci că intri în prefectură. Să nu te simți acasă. Adică să simți căldura. Eu n-am zis să devenim jegoși, dar uh, totuși, un pic de flexibil, de plăcere de a fi acasă. Uh, să mergi așa, în, 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 în loc să-ți pup copiii și nevastării intri, să dai așa cu mâna pe masă, vezi, uh, e cam praf. Uh. Uh, nu? Adică exagerări de genul acesta, perfecționismul strict, fraților, fură bucuria. Fură bucuria creează competiție prostească. Ba, am eu cântă mai bine, nu am eu cântă mai bine, am eu mai bun la mate, nu nimic, am eu mai bun la chimie. O chestie de genul ăsta, de orgoliu amestecat cu perfecționism. Am început să ne batem în copii mai nou. trebuie să tac, că sunteți voi aici acum. Îi scoatem afară? Nu îi scoatem din biserică niciodată. Uh, și acum e un punct la care vreau doar două minute să-mi dați. Multe dintre conflictele care apar, pentru că atenție, am zis conflictul e negocierea diferențelor de opinie. Multe diferențe de opinie vin din istoricitatea noastră. Când m-am măsurat, habar n-am avut de asta. Știți ce am crezut? Că Mihaela e exact ca mine. Așa am știut, așa am crezut. Pentru că așa mi s-a părut mie normal. Care e normalitatea? Aia cu care am venit din casa mea în familia mea. Ai normalitatea. Păi la Consiliul Premalital, una dintre primele întrebări pe care le pun tinerilor cum să sfădiez părinții voștri. Vai, frate, de ce, de ce ne crezi de ăștia, turnători? Stai, mă liniști, că știu cum să sfădiesc. Dar știi ce vreau să afli? Vreau să te gândești bine că așa cum se ceartă părinții tăi este normalitatea ta. Și modul în care s-au certat părinții mei a fost normalitatea mea și eu am zis, așa e normal. Deci, când mă căsătoresc, eu duc cu mine normalitatea mea. Dar celălalt își duce normalitatea lui. N acum cum facem o normalitate nouă din două normalități total diferite. Și să și funcționeze. Vă dau exemple mai practice. Cum gestionăm bani în casă când ne căsătorim? Păi cum, cum? Ca la noi. De ce? Păi e normalitatea mea. Păi la el e altfel. Cum altfel? Normalitatea lui. Noi am fost cinci copii, ce mai mulți ne cunoașteți, că doar aici, la trei case mai încolo am crescut, nu? Noi am avut o viață modestă, nu am avut cine știe ce, dar la noi era bancă, noi am avut bancă în casă, nu a știut. Pe vreau ce ușesc, când am avut bancă. De ce? Pentru că părinții noștri știu că lucrurile trebuie lucrate împreună. Din păcate, astăzi se pune mare presiune pe legătura și unitatea din punct de vedere financiar în casă, pentru că am un fiecare. Eu cu cardul meu, ăla cu cardul lui, e cu cardul lui, cu creditele lui, cu... și uite cum s-a plesnit familia și din punct de vedere financiar. Nu mai gândește bugetul acum, a, apoi tu plătești aia, eu plătesc aia și încet, încet mergem pe două căi paralele, și din punct de vedere financiar. La noi era simplu. În camera din față. Știți camera din față, nu? Îi aia în care oricât faci foc, te frigăi. Și îi aia unde să pun sicriu când moare cineva. Da. Și mai pui câte musa fie câteodată avem vine. Na. În camera din față era o haină de costum al lui tata, pe care nu îmbrăca niciodată. Era în dulap și n-am avut bancă. Adică în buzunarul ăsta de aici erau banii familiei. Da? Și mama îmi spunea, zicea, du-te și adu 100 de lei. Știam exact. Bine, să te ferească Domnul, să pui mâna cu mai mult de 100, da? Știam, luam 100 din bancă, îi duceam la mama. Adică era normalitatea mea. Și într-o dată m-am trezit cu o altă normalitate când socrul era cu banii lui, socrul cu banii ei. Și acum ne-am trezit doi cu două istorii diferite, cum facem acum la noi? Și aici e arta negocierii opiniilor, istoricitatea. De aceea e bună perioada de logonă, că în perioada de logonă trebuie finisate și așezate niște lucruri care trebuie să devină funcționale din prima zi după căsătorie. Și complexitatea familiei nu mă opresc aici. Uh, și acum, și o să închei. unde e cheia? unde e secretul? Am zis că avem opinii diferite, negocierea opiniilor înseamnă conflict, numai că din conflictul ăsta putem să ieșim mai maturi sau putem să ne nenorocim familia. Cheia, am zis că e pocăința care aduce maturitate, și anume, atenție acum, Atâta timp, vă rog să fim foarte atenți acum, atâta timp cât discutăm argumente, creștem. Nu contează că mi se termină mie argumentele, în smerenie și în pocăință voi accepta, pentru că nu e concurență, nu e competiție în familie, în familie colaborare. Amândoi vrem în aceeași măsură binele casei, soțul și soția. Și nu contează că mi se termină mie argumentele sau se termină ei argumentele. Câteodată mie, câteodată ei. Dar greșeala știi care este? Cât timp discutăm pe argumente, tragem o concluzie înțeleaptă și creștem. Deci, diferențe de opinie, le discutăm, ajungem în punctul în care discutăm argumentele, cine aduce mai multe sau mai logice sau mai bune argumente, acceptăm și creștem în momentul în care intervine orgolul și încăpățânarea și mândria și nepocăința, când îi se termină argumentele, sărim și atacăm persoana. Și atunci zicem, am știut eu, întotdeauna tu așa, întotdeauna așa. Fără să știm că întotdeauna și niciodată sunt cele mai periculoase cuvinte. Și când ni se termină argumentele, numai să nu cădem pe locul doi. Lovim persoana cealaltă. Și când folosim deja pronumele tu, deja s-a terminat. Conflictul -a mai, nu mai poate să aducă creștere. În momentul acela transferăm conflictul în scandal. Și după aceea urmează epitete, conjuncții, uh, interjecții și alte cele. Da? De ce? Dintr-o mândrie venită din nepocăință sau din competiția din casă. Cine domină, nu mă las, Doamne. Nu mă las. Înseamnă că tragem în două direcții diferite, nu în aceeași direcție. Înseamnă că nu aducem argumentele ca să luăm o decizie înțeleaptă pentru casă, ci să vedem care e persoana dominantă în casă și atunci, în loc să creștem prin faptul că suntem diferiți și este ceva fain, nu? că femeile, doamnele, vor relație, ele zidez relație, noi vom vrem proiecte. Am în bune, amândouă am nevoie. Și relație, și proiecte trebuie în casă. Și pentru că suntem diferiți, hai să creștem, să avem înțelepciunea asta de a lucra împreună. Și atunci, diferența de opinie nu aduce zdrobire în casă, ci creștere. Pentru că atunci când am alunecat în scandal, am pierdut punctul ăla care întotdeauna are o reflexie spirituală. Întotdeauna este un efect al unui declin spiritual. Acolo e înțelepciunea. De aceea să ne echipeze Duhul Domnului cu maturitate, cu înțelepciune și pocăință, să știm să gestionăm conflictul ăla, ca pe o parte constructivă a casei noastre, să creștem împreună și nu să generăm competiție, ba mai mult, să aducem un rău, că până la urmă știți ce se întâmplă. Unul va ceda și va zice, nici nu mai vreau să am nicio opinie pentru că nu mă scandalise. Și se va resemna o persoană din casă și atunci nu vei avea un partener de viață cu care să te bucuri vei avea o legumă. Fără voce, fără opinie, dar nici de mai, vei mai putea bucura împreună. De aceea mă rog Domnului, în seara aceasta, să ne lumineze Duhul Domnului. Să facă Domnul de aici numai familii irezistibile. Să facă Domnul de aici familii care să fie să nu fie vulnerabil, să fie atente la atacurile din afară și mai ales din interior. Să zidim căminul spiritual ca să ne întărim. Să nu ne mai lăsăm pradă unui design, a unei forme de familie pe care alții ne-o impun, cum trebuie să arate. Și cu cât știm să trăim la nivel mai liniștit aici, cu atât ne rămâne mai mult spațiu și energie. Să zidim ce trebuie, pentru că nu uitați, dragii mei. Acum, nu știu dacă e, cine știe, nu cred că e cazul aici, dar ziceam uneori, alergăm atâta să adunăm. Și știm bine că nu-i vom putea duce cu noi. Dar putem face ceva. Putem să-i trimitem înainte. Dacă Domnul ne dă mult. Nu ne dă ca să ne lăfăim mai mult, ci ne dă ca să fim mai generoși. De a ne dă. Să nu devenim robi, ca atunci nu mai avem timp. De fapt, atunci se schimbă prioritățile. Și o familie puternică este o familie cu priorități bine așezate, care știe să crească în orice circunstanță.